Odată cu primul te iubesc, Petrică se declară un bărbat cu adevărat fericit. A întâlnit-o aici pe Ela, iar prin iubire lumea pare doar a lor. Ce faci, măi, cuiule? Bine. Am un buchet de flori pentru tine. Stai că te mut. Și am pregătit o surpriză. Da. Hai că te ajut eu cu buchetul. Mă așteptam să te văd, da. Era dor deja, nu că nu ești lângă mine, mi-e dor. Iar dintre toate dorurile din lume, sufletul fiecăruia dintre ei tânjește mai ales după dragostea ce li s-a descoperit. Pentru noi, la mulți ani. Pentru noi, da? Să mă iubești. Da. Și pe tine. Mult. Și foarte mult. Îmi bate inima că mă tare. Ți-aduce aminte începutul nostru? Cum să nu-mi aduc aminte? Mă gândesc în fiecare seară la tot. Tot a fost frumos între noi. Prima noastră conversație. Momentul ăla când mi-am dat seama că ești ce trebuie pentru când mine. Când ți-ai dat seama? Când am început să vorbim mai deschis, să te deschizi mai mult în fața mea. Te-am simțit tot timpul. Te-am văzut că te căutam cu privire și știam ce gândești. Am început să ne înțelegem din privire. Da, știu. Cum te vezi alături de mine, dacă te vezi? Cum mă văd? Te văd tot viitorul meu. Un viitor care poate începe exact de acum, când gândurile lor par pline de speranță și neatinse de impresii deșarte. O să accept la urmă și mama. Cu siguranță. Chiar am discutat aseară și am zis, dacă suntem noi doi, unul lângă altul, nu contează, orice ar fi, trecem peste. Trăiești cea mai fericită perioadă din viața mea. Și eu. Și, și poate câteodată... Nu găsesc cuvintele potrivite să spun tot ce simt, dar mă uit la tine și aștept să-ți dai seama singur de asta. Pentru, încă o dată, pentru iubirea noastră. Pentru iubirea noastră. La mulți ani. Aș vrea să te uiți în spate să vezi. Avem doi porumbei acolo. Noi doi. Iar aerul de sub aripile lor anunță astăzi și o mare sărbătoare. Uite, o frumoasă zi, ziua ta. Și tot timpul tu cred că ți-ai petrecut ziua în familie. Da. Uite că am avut ocazia de ziua ta să-ți petreci timpul cu noua ta familie. Și am o întrebare pentru tine. Nu cred. Nu e pe bune? Nu cred așa ceva. Vrei să fii soția mea? Nu cred asta. Deci nu cred. Iubi. Doamne. Nu cred. Vrei? Da, din tot sufletul. Pentru o eternitate împreună. Sunt cel mai fericit. Te iubesc mult. Eu te iubesc foarte. Eu și Bira vieții mea de tot ce mi-am dorit. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot.
tremur, să luptați. Ai fi bine, pentru tot restul vieții. Cel mai fericit. Și eu. Cea mai frumoasă zi din viața mea. Cea mai frumoasă. Te iubesc mult. Și eu te iubesc mult de tot. Ești tot pentru. Mulțumesc mult. Și eu îți mulțumesc că ești alături de mine și vreau să fii alături de mine tot restul vieții. Fii alături de tine. Îți promit. Și primul nostru dan. Te iubesc mult. Și eu ceva. Ceas bun. Mulțumim. Și să fiți pe drumul ăsta împreună, dar mereu unul lângă celălalt de mână. E foarte important să vă sprijiniți. Da, Petrica, aveai niște emoții? Da, aveam, chiar. De ce? De ce? Că era momentul așa solemn? Că... Sau te gândeai că dacă nu o să primești răspunsul pe nu, care... adică știam răspunsul. Știai? N-ai avut nicio îndoială că... Nu, dar așa se eu emotiv și vă dați seama. Dar cred că în momentul ăsta și cel mai puternic bărbat se clatină. Nu cred că ai cum să nu fie emotiv. E unic moment în viață. Ela? Ce o să spun? Chiar a fost cea mai fericită zi din viața mea. Cea mai frumoasă, cea mai... Crezi dacă că... am fi să descriem în cuvinte, n-am putea. Da, nici nu e nevoie, pentru că am văzut aceste imagini, dar da, crezi că acum la tine acasă plâng mama, tata? Nevoia ieri să te spuneam celor ce stau, anunțați pe toată lumea. Vă rog frumos, simțeam nevoia să le spun la toți ce mi s-a întâmplat. Acum au aflat toți. Da, au aflat toți acum, dar acum trebuie să știți că ei n-au venit aseară acasă. N-au venit aseară acasă. Au avut și ei o noapte o noapte la hotel, pentru că, mă rog, a fost acest moment cu totul și totul special. Și acum, doamna Ioana, vă rog să-mi spuneți dacă ați dormit vreun pic azi noapte. Eu am dormit, nu m-am gândit că... Și faptul că n-au venit, ce... Am visat-o nenașă că făcea prăjituri, m-am așteptat la ceva. Adică era de bine asta, nu? Am dormit așa liniștită. Nu, n-am știut ce se întâmplă. Dar nu v-au spus cei din casa? A, n-au venit Ela și Petrică, sigur se lasă cu o logodnă. Am glumit că am zis că să duc la Maramureș, mă duc și eu după ei și suntem mai liberi. Ei, partea bună e că la un moment dat se va întâmpla lucrul ăsta. Mai devreme sau mai târziu. S-am da. Grijă și de ceilalți. Casa de piatră să fie fericit, să nu se uite după mine. Eu mai, când e supărată, mai zic ceva, mă mai supără ei câteodată. Și mai vărs lacrimi. V-au plăcut imaginile? Da, emoționat. V-ați emoționat. Asta e cel mai important, pentru că o mamă, chiar dacă mai zice una alta, n-are cum să nu fie acolo cu sufletul lângă copilul ei. Sunt convinsă că același lucru îl simt și părinții tăi, Ela. Și dacă voi simțiți că v-ați găsit unul pe altul, asta este... De fapt, asta este menirea acestei emisiuni. Să vedem cât mai multe momente dintre acestea de emoție pură, de iubire, că de fapt pentru asta ați venit
la începutul sezonului aici, să vă găsiți jumătatea. Și faptul că, uite, deja avem prima cerere în căsătorie, mi se pare absolut minunat. Și doamna Ioana, chiar simt că lacrimile acestea sunt de emoție. Da. Știu că da, nu... Eu sigur mai mult, dar păi dacă nu... Deja i-am spus eu, e mult, e așa, ce-a dorit el cu inima. Asta înseamnă că își dorește cu adevărat. Da, ne-am și putut eu să... Și cred că trebuie să vă bucure lucrul acesta, că dacă într-adevăr faci alegerea asta cu un om pe care îl iubești și care la rândul său te iubește, ce poți să-ți dorești? Da, nu pot părinții să decide în locul niciodată. Lor. Niciodată, dar părinții pot să stea întotdeauna în spatele copiilor, acolo și să-i susțină necondiționat. Asta trebuie să facă părinții și asta știu că o să faceți și dumneavoastră și faceți chestia asta. Numai faptul că ați venit aici și v-ați rupt de tot și ca să-i fiți alături lui Petrică este o dovadă supremă de iubire, la fel cum se întâmplă pentru toate mamele care sunt aici.